contracandidatul la Senat pe Colegiul Maramureșului Istoric, contracandidatul domnului senator, este un domn care se numește Vasile Vlașin, nu are nicio legătură cu familia Vlașin din Sighet, este originar din Moisei, locuiește în Baia Mare, este candidează pentru Senat exact pe același colegiu, este contracandidatul lui Vasile Bârlea și a lui Liviu Marian Pop, și să nu ne scape de vedere că acest domn Vasile Vlașin, el a făcut ceva școală pe la Viena, în urmă cu vreo 15 ani, a stat câțiva ani în Viena, a făcut pușcărie în Viena, în sensul ăsta a făcut școală. Printre altele ce a învățat de acolo, a învățat să ticlească foarte bine niște reclamații, niște denunțuri. În orice caz, pe baza unui denunț formulat de Vasile Vlașin, a fost arestat nevinovat Cristian Anghel. A fost suprimar al orașului Baia Mare. A fost și condamnat de altfel. A fost și condamnat, bine, acum a fost condamnat fiindcă probabil au fost acolo niște judecători care au crezut că nu mai e nevoie de probe și să-i facă pe placul lui Bocor, cum era un primar care nu putea să fie schimbat prin pârghii democratice, prin vot, și atunci s-a recurs, după părerea mea, la arestarea și la condamnarea, de fapt, arestarea în urma condamnării a lui Cristian Anghel, în fine, plecându-se de la un astfel de denunț formulat de Vasile Vlașin, era formulat cu cumpărarea unui bloc cu o sumă supraevaluată, numai puțin, dar au fost niște consilieri care au votat pentru treaba asta. Vasile Vlașin era consilier municipal, consilieri care au votat pentru această achiziție, au fost cointeresați cumva. Vasile Vlașin a fost sărit de aici și atunci l-a făcut denunțul, dar în mod sigur Anghel nu a luat nimic, că știa ce se întâmplă acolo, că era denunțul formulat. Și cu toate astea, uite ce efect a plus denunțul. S-ar putea să fie, nu exclud varianta ca Vasile Vlașin să fi deținut ceva informații cu privire la afacerile derulate de fratele senatorului Bârlea și să-l atace indirect făcând un denunț penal împotriva... Ca să nu mai vorbim de primarul din Vadul Izei, de domnul Vlașin, e și relația de familie pe care o avem. Îi transmit domnului Vasile Vlașin să nu se folosească de numele meu în campanie, iar în privința că el spune că suntem grad de rudene, eu nu știu să fim rude, ci doar coincidență de nume. Este un domn care se numește Vasile Vlașin, nu are nicio legătură cu familia Vlașin din Sighet, este originar din Moisei. Și să nu ne scape de vedere că acest domn Vasile Vlașin, el a făcut ceva școală pe la Viena, în urmă cu vreo 15 ani, a stat câțiva ani în Viena, a făcut pușcărie în Viena, în sensul ăsta a făcut școală. Printre altele ce a învățat de acolo, a învățat să ticlească foarte bine niște reclamații, niște denunțuri. În orice caz, pe baza unui denunț formulat de Vasile Vlașin, a fost arestat nevinovat Cristian Anghel. Unui denunț formulat de Vasile Vlașin, a fost arestat nevinovat Cristian Anghel.